Îmi vine să plâng. Păi, bă, ești cu depresie. Da, mă, și eu, tu nu vezi că de câteva zile, de la plafonul ăla când a căzut, e numai norat. Și asta mă pune, mă, aseară să știi că n-am mai rezistat și m-am apucat și am făcut anemone colorate. Și acum mă duc să duce și lumina asta și să le fac niște poze să pun că e cineva care mi-a zis că vrea să cumpere o anemonă. Da, mă, mai vând și eu așa. Acum să mă văd odată cu... Nu, mă, să văd că pe mine mă sperie treaba asta că îmi cade... Cum îi zice... Că nu mai pot să fac nimic în casă decât așa. Mi-am pus acum celofane pe jos pe acolo, dar condensul ăla mă enervează. Și ani de zile, condensul ăla, până să pun plafonul ăla, vara l-am pus plafonul ăla, dacă dădeam jos plafonul și puneam unul mai subțiri, nu cred că cădea așa, știi? Și mai distanțat. Îi că e cald și plafonul ăla care de sus, ăla de ciment, ăla e rece și bineînțeles face condens și cădea pe cum îi zice, nu regipsul ăsta, pe rapițul ăla și ăla putrezit, că ăla era cu fier și bineînțeles că s-a desprins și s-a rupt și a căzut totul. Mă, și nu mi-a săptat nicio lucrare asta așa, eu chiar mă zic, băi, frate, dar nu, pe mine Sfântul Maria Mâncaiaș. Știi, tu ai văzut filmul ăla cu Leonardo da Vinci și cu Salai? Trebuie să-l vezi. E un moment în care amândoi se sărută pe gură. Deci, e un desen al lui Leonardo da Vinci. Eu tema asta am reluat-o după Leonardo da Vinci, când vine și cu Marian de ne sărutam, știi? Și am făcut în trei ipostaze am ideea sărutului. Odată pe terasă, dar era chiar plecat de la azi, băi, tu știi că el avea așa, hai, facem un sărut, pa, 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 pa. Una aici în atelier și încă una. Deci am trei ipostaze cu sărut cu Marian. Și pe care chiar vreau să profit. Am făcut fotograme, am luat stop cadrul din asta. Și cred că o să facă. Și la un moment dat mi-am și zis, bă, eu aș desena pe plafonul ăla până la coperă sărutul lui Marian. Cred că mâine, dacă la nu vine mâine, zile. Sărutul lui Marian.